La 5 zile de la anunțul primarului Ion Ceban despre finalizarea lucrărilor de reparație în trecerea subterană care leagă bulevardul Ștefan cel Mare și strada Ciuflea, vedem că stricăciunile de acolo se țin lanț. Zilele trecute, mai multe bucăți de faianță au căzut de pe un perete, iar acum vedem că tavanul din subteran curge. Chișinăuienii care trec pe aici sunt indignați și spun că lucrările de reparație au fost efectuate necalitativ. În primul rând, aici tare des când plouă, curge apă din pod. Asta e o pricină care ar trebui înlăturată, care eu precis că reparația s-a făcut, dar nu s-a înlăturat scurgerea asta de apă. Și anume, când plouă, aici timpul este apă. Asta e ceva ce se întâmplă mai mereu în Chișinău. Nu știu cum se va rezolva, sperăm, nu? Cât de curând. Asta e ce știm și ce asta e realitatea. Noi suntem locatari a municipiului și evident că noi facem toate cotizățile, îndeplinim toate obligațiunile noastre față de municipalitate. Nu e prima dată că și construcțiile și blocurile se fac în așa. Când ce reparații am trecut tot, parcă tot e bine acum că nu duc ploile, asta ce, pentru ce unii se duc banii noștri? Păi mergea pe era până genunchi. Ну, естественно, это некачественная работа. Как бы это плохо сделано, это некачественно. Acum două zile, după ce în mediul online au apărut mai multe imagini din care se vedea că mai multe bucăți de faianță au căzut de pe un perete, viceprimarul Ilie Ceban, dar și pretorul sectorului centru, Vlad Hâncu, au spus că lucrările de la trecerea subterană nu au fost finisate. În una din subterani, pe Cura, era cea mai gravă problemă care o are orașul. Vreau să menționez, agentul economic încă nu a finalizat proiectul. Avem niciunele scurge. Știți, deasupra noastră este bolul Ștefan cel Mare. A cedat hidropresolarea drumului și vom interveni anume local. În proiectul de reabilitare subterane nu intra hidropresolarea acestui subterane. Este o problemă la carosată, unde ulterior vor interveni serviciile specializate din cadrul primării municipiului. După două zile de la aceste declarații, problema așa și nu a fost remediată. Lucrările de reparație la trecerea subterană, care leagă bulevardul Ștefan cel Mare și strada Ciuflea, au început în luna iulie a anului trecut.